Editura Cartea Românească Educațională, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași, a organizat Cafe-Concert. Manifestarea a fost una cât se poate de complexă, întreg programul cuprinzând arpegii vesperale, prezentare de carte și secvențe euritmice. Este o seară plăcută, o seară de, am numit-o noi, de Cafe-Concert, care practic se alcătuiește din trei timpi. Primul timp este tot atât muzical, este vorba de o muzică din compozitori aleși cu multă grijă de Quartetul Esența, o muzică relaxantă și în același timp plăcută. În deschiderea programului, Quartetul Esența a interpretat lucrări semnate de prodigioși și talentați creatori în domeniul muzicii, precum Mozart, Vivaldi, Piaf, Bizet, Porumbescu. În același timp, la Cafe-Concert, profesorul universitar dr. Vasile Burlui, președintele Universității Apolonia din Iași, și-a prezentat cel mai nou volum, Portaluri. Poetul Vasile Burlui vine în fața publicului iubitor de poezie încă o dată să demonstreze că limbajul poetic este cel care poate cu adevărat să pună în valoare sentimentele. Cea mai recentă carte publicată de poetul Vasile Burlui, Portaluri, publicată de editura Cartea Românească Educațională, este cartea care într-un fel îl definește. Este o carte a regăsirilor, pe de o parte, dar pe de altă parte o carte a împlinirilor. Nu am găsit, cel puțin la poeții contemporani, dacă vreți, această întâlnire între logica discursului poetic și logica de tip de construcție poetică. Alegoriile din aceste poezii prezintă viziunea profesorului Vasile Burlui într-o nouă perspectivă și îmbină perfect legătura dintre viață și lumea interioară. Ne aflăm la un ceas de mare taină, la un ceas al portalurilor, așa cum Vasile Burlui își intitulează cel mai recent volum, apărut, iată, la editura Cartea Românească Educațional, cea pe care maestrul a dorit atât de mult să o readucă înapoi de unde a plecat, și anume în dulcele târg al Ieșilor. Aș spune că ne-am apropiat de aceste texte cu o mare copleșitoare emoție, pentru că sunt texte care fac vorbire despre adevărul lăuntric al unui om, un om prins între grijile cotidiene, între luptele și războaiele care ne caracterizează de la ceva timp încoace existența și dorința sa de frumos, dorința sa de transcendent. De asemenea, Mina Rusu a afirmat că titlul acestei lucrări reprezintă vârsta înțelepciunii. Portaluri, un spațiu, un timp, pentru că așa le și unește domnul profesor în carte, o viață, o experiență de viață, o cultură și o perspectivă, o perspectivă solidă care înseamnă, de fapt, o lecție pe care noi, cei care citim cartea, o primim despre ce înseamnă o viață trăită într-o cultură și pentru cultură. Manifestarea s-a încheiat cu invitația participanților la dans pe melodii de muzică clasică, populară și ușoară.